Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la România, la zi, acolo unde astăzi avem un invitat interesant, inedit, special, îndrăznesc să spun, este vorba despre arădeanul Mihnea Șimândan. Arădean, poate că e chiar prea mult spus arădean sau nepotrivit spus, pentru că de mai bine de 13 ani Mihnea nu mai trăiește nici la Arad, nu mai trăiește nici măcar în România, trăiește în Thailanda, care este experiența unui român cu civilizația aceasta care de la distanță ni se pare extrem de exotică. Asta încercăm să aflăm în discuția noastră de astăzi. Mulțumesc frumos, Mihnea, că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, noastră. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit și noi. Să spunem că de curând Mihnea Șimândan și-a lansat o carte, o și vedeți de altfel acolo, o carte despre experiența sa thailandeză, văzută prin ochii unui publicist. Mihnea este descendentul unui important publicist arădean, Emil Șimândan, care Emil Șimândan, iată, i-a pregătit o surpriză pentru revenirea în țară a lui Mihnea și a pregătit acest volum care centralizează reportaje, eseuri, scrise de-a lungul timpului în prima perioadă a șederii sale în Thailanda. Practic a fost felul în care românul arădeanul Mihnea Șimândan a avut primul său impact cu civilizația thailandeză. Dar gata, nu mai vorbesc eu, pentru că e mai important și mai interesant să-l auzim pe invitatul nostru. Cum ajunge cineva de la Arad în Thailanda și cum se stabilește acolo? În ziua de azi, de astăzi se ajunge oriunde prin internet. Păi în ziua de astăzi da, dar în 2002 încă totuși internetul nu era chiar atât de răspândit. În 2002 internetul se accesa noaptea, de la ora 12 încolo, pentru că se conecta la internet printr-un modem care lua linia de la telefon, deci dacă erai la internet nu mai puteai folosi telefonul. Așa că după ora 12, când și impulsurile erau mai ieftine, mă conectam în fiecare noapte la internet. Eram într-o vacanță de 3 luni și am vrut neapărat să mă duc în Asia. Iar așa mi-am găsit o posibilitate de a ajunge în Thailanda. Dar ce te-a fascinat, ce te-a atras la Asia? De ce la Asia, de pildă, și nu la Statele Unite? Din totdeauna am vrut să mă duc în Japonia. Pentru că eu practicam arte marțiale încă din timpul liceului și aveam eu niște visuri și niște obsesii de a ajunge în Japonia și de a deveni un ninja românesc. Nu am găsit de lucru în Japonia, era destul de dificil la acea vreme, dar am găsit o oportunitate de a lucra pentru 3 luni de zile într-o școală în Thailanda. Eu fiind profesor, am spus de ce nu. Într-o școală în Thailanda, 3 luni de zile care s-au transformat în aproape 14 ani până acum și care, iată, tind să se și permanentizeze. După 3 luni de zile, școala mi-a oferit un contract de un an. Și eu l-am acceptat, iar după acel an de zile, școala era în Chonburi, o provincie foarte aproape de Bangkok, dar nu era centrul Thailandei. M-am mutat la Bangkok, unde am început un masterat, care a durat 2 ani de zile, iar după 2 ani de zile și cu un masterat în CV-ul meu, mi-am găsit o școală și mai bună unde să lucrez și așa că am decis să rămân în Thailanda. Mihnea, ce te-a atras? Ce te-a atras să te stabilești acolo, să rămâi acolo? Ai ajuns, ai luat contact cu civilizația, cu oamenii locului, ai văzut cum se trăiește, poate că ai constatat contraste despre care să te rog să ne și povestești. Care a fost resortul care a motivat până la urmă, nu știu dacă dezrădăcinarea ta, dar mutarea ta la câteva mii de kilometri de casă? La momentul ăsta nu mă văd locuind altundeva decât într-un megalopolis, într-un centru foarte mare. Mie, pentru mine, Aradul mi se pare foarte mic. Am fost și la Cluj săptămâna trecută, mi s-a făcut un pic mai mare, dar puteai străbate tot orașul în jumate de oră, practic. Ai văzut tot centru. Pentru mine, Bangkok mi-a oferit o posibilitate de a face orice doresc și a experimenta orice doresc. Orice hobby ai, orice film vrei să vezi, piese de teatru, absolut totul este disponibil publicului. Cum trebuie să ne gândim la Bangkok? Cum trebuie să ne gândim la Thailanda în termen de progres, în termen de dezvoltare? Când spun Bangkok, nu înseamnă că eu locuiesc în mijlocul Bangkokului, cum ar veni. La kilometru zero, la vis-a-vis kilometru de primărie. Zero, aici, da? În Arad, locuiesc la Podgoria, unde este centrul centrului, cum ar veni.
În Bangkok înseamnă, stai în Bangkok înseamnă poți să stai la jumate de oră de centru, la jumate de oră într-o zi fără trafic, da? Bangkok înseamnă... Jumate de oră cu mașina sau cu metroul? Păi depinde. Ca să ajung, de exemplu, ca să ajung în centru și să spunem că nu vreau să conduc motorul meu, vreau să mă duc cu transport public, da? Nu cu taximetru. Ar trebui să iau un taxi, motocicletă de la clădirea mea până la colțul străzii. De acolo se ia un fel de songteu, un fel de titicar care te duce până la următoarea stație, de unde iei un minibus care te duce la metro. De la metro te urci în metro și mergi până undeva în centru, dar nu e centrul centrului, de acolo poți schimba la trenul suspendat. Deci ai face cu mijloacele de transport în public cam o oră jumate să ajungi în centru. Cu motocicleta pe care eu o conduc, 20-25 de minute. Ceea ce este un timp destul de bun. Bun. Mihnea, acum, încă o dată, în termen de progres, de dezvoltare, cum trebuie să ne imaginăm Bangkokul? Unde sunt ei față de ceea ce înțelegem noi prin dezvoltare, uitându-ne la civilizația occidentală a vestului Europei? Când mergi în Bangkok, dacă ești pe centru, nu vezi cerul. Și am mai spus asta și la lansare. Pur și simplu ești aglomerat de... Nu vezi cerul din cauza zgârie norilor? Din cauza zgârie norilor, din cauza trenului suspendat, din cauza autostrăzilor suspendate. Nu, poluarea nu e chiar așa de mare problemă, doar atât că nu vezi stelele noaptea din cauza poluării. Iar unele zone, unele intersecții sunt mai poluate decât altele. Poluarea fonică este, poluarea sonoră este imensă. Poluarea aerului nu așa de mult cât a fost în trecut. Cum au mai încercat să mai reducă poluarea aerului. Bun, ca instituții, spuneai de instituții de cultură, locuri de petrecere a timpului liber. Imaginea pe care noi o avem în fața ochilor despre Bangkok este cea pe care o transmit producțiile cinematografice comerciale. Un loc îmbâxit, aglomerat, extrem de zgomotos, care poate nici nu miroase bine dacă este chiar atât de aglomerat. Cum e în viața reală, în viața de zi cu zi? Cât de mult seamănă imaginea reală cu cea de pe peliculă? Pentru mulți oameni, Thailanda încă este o țară de mâna treia, cum ar veni. Dar nu este chiar așa. Deci de la aeroport, de la nou aeroport, care a devenit un centru de transport în Asia de Sud-Est, se ajunge în oraș, depinde de trafic, bineînțeles, 20-30 de minute. Pe o parte, autostrada are 6 benzi. Pe cealaltă parte, încă 6 benzi. În mijloc este trenul suspendat. Odată ajuns în centru, ai posibilitatea să schimbi mijlocul de transport de la taxi, motocicletă, la taximetru, la metrou, la autobuz, la minibus. Deci, este, din punct de vedere al infrastructurii, este o țară foarte dezvoltată. În provincii mai găsești câte un drum cu găuri, dar în centru nu prea. Și chiar și când a fost și colegii mei, spuneau, Mihne, dar așa autostradă aveți aici, că noi tot ne chinuim să o facem până la Timișoara cu două benzi. Și mie mi se pare deja normal ca o autostradă să aibă cel puțin trei benzi, inclusiv autostrada suspendată, care este la 30 de metri de drum. Sunt câteva landmark-uri, câteva, eu știu, puncte de atracție atunci când te gândești la Thailanda, care au intrat în reflexul public, dacă vrei. Te gândești, ce-ți amintești de Thailanda? Îți amintești boxul thailandez? Da. Îți amintești masajul thailandez, asociat cu prostituția de altfel? Și nu foarte, foarte multe alte lucruri. Cum e viața reală, viața de zi cu zi, viața care nu este, dacă vrei, tarată, afectată de aceste clișee ale europeanului asupra Thailandei? Deci punctele turistice importante în Bangkok se află chiar undeva în foarte centru, în centrul centrului, și se pot vedea în
două, trei zile. De-aia cei care vin în excursie, în Thailanda, în concediu, stau în Bangkok nu mai mult de două, trei zile, după care se duc în sudul Thailandei, pe o insulă sau în nord la munte, Undeva exact undeva pe la munte. litoral sau da. Viața de zi cu zi, în fiecare cartier există câte un centru religios. Deci fiecare thailandez merge la templu în cartierul lui. Credința, religia are o poziție centrală în viața thailandezului. Se subordonează întreaga sa viață, întreaga sa existență religiei. Religia în sensul de a practica religia, acum de a trăi cu valorile promovate de religie, asta este altceva. Deci tailandezul crede că într-o altă viață, dacă face fapte bune în această viață, va fi pe un eșalon mai înalt. Iar dacă face o prostie, atunci el trebuie să dea o donație la templu. Va fi pe un eșalon mai înalt din punct de vedere spiritual sau se Se reîncarnează. reîncarnează într-o poziție mai bună, socială, practic socială. Deci dacă până atunci a fost muncitor, se reîncadrează într-un șef, să zicem, Exact. da? Sau dacă a fost muncitor și a ucis multe animale, multă lume, atunci devine un porc sau un gândac. O ființă O inferioară, să zicem, ființă da? inferioară. Și am înțeles, asta e, uite, foarte interesant, cu răscumpărarea păcatelor, răscumpărarea greșelilor. Spuneai că se duc și fac un sacrificiu sau prezintă o ofrandă. Fac o donație, o O donație. ofrandă, renovează o parte a templului, donează tot felul de necesități pentru călugări, pentru templul din comunitate, pentru că călugării nu au niciun venit și ei trăiesc pur și simplu din donațiile oamenilor. Acum că se dau și bani și banii sunt administrați de templu, asta este altceva. Spuneai la un moment dat în discuția pe care am avut-o la lansarea ta de carte, spuneai despre orașul contrastelor, despre țara contrastelor, faptul că e izbitoare opulența contrapusă sărăciei care se manifestă extrem de vizibil chiar la picioarele, eu știu, acestei opulențe afișate ostentativ. Ceea ce m-a surprins pe mine cel mai mult în Thailanda este faptul că lumea își acceptă poziția socială. Deci dacă ei vin de la țară și sunt țărani care au plantat orez și se mută la oraș și știu că sunt țărani și știu că nu vor... țărani în sensul bun al cuvântului, da? Ei sunt de la țară și se mulțumesc cu un venit mult mai mic. Și dacă ei reușesc să-și facă o viață relativ decentă pe acel venit, nu încearcă să câștige mai mult. În schimb, cei care vin din familii mai înstărite doresc să aibă și mai mult. Deci asta este un contrast. Ai vedea un tânăr care conduce ultima mașină, ultimul gen de mașină, oprește la stop și cumpără o floare, un fel de un floare pentru spiritele drumului să nu aibă accident de la o vânzătoare stradală. Și toată lumea este bucuroasă, toată lumea mulțumește fiecăruia. Deci tu spui că oamenii de acolo își acceptă foarte ușor condiția. Își acceptă condiția foarte ușor. Și ce m-a frapat a fost faptul că relatai cazuri, situații, exemple de oameni care se mulțumesc cu extrem, extrem, extrem de puțin și totuși afișează, etalează o fericire nedisimulată. Au puțin, nici nu tind spre mai mult, poate sunt conștienți că nici nu pot avea mai mult, dar nici nu se străduiesc, poate să aibă mai mult. Și totuși oamenii aceștia sunt oameni fericiți. Sau se Probabil pretind fericiți. de aceea este și denumită țara surâsului. Dacă toată lumea zâmbește și într-un fel, da, toată lumea zâmbește, dar mai ales oamenii simpli, mie mi se par mult mai deschiși și mult mai cinstiți în zâmbetul lor. Sunt oameni politicoși? Depinde, acum Serviabili? sunt serviabili, da, Atenți la ceilalți? politicoși. Bangkok are 11 milioane de locuitori, deci tu poți fi totdeauna foarte politicos ca să ajungi la timp la serviciu. Dar sunt serviabili, politicoși în sensul că nu ți-ar spune niciodată ceva de rău în fața ta, pentru a nu
Să nu te jignească. Pentru a nu te jigni, pentru a nu crea o situație în care lumea se ceartă sau o situație în care ai arăta altuia inferioritatea lui. Iarăși, mi s-a părut foarte interesant ce ai spus, faptul la lansarea cărții, faptul că contează pentru oamenii aceia foarte mult aparențele. Aparența de bine, aparența de echilibru, aparența de liniște în jurul lor. Și pentru asta ei chiar sunt dispuși să aibă o abordare, cum o numim noi europenii, ipocrită. Exact. Și această dorință de a save face, cum spune în engleză, creează foarte multe probleme sociale, pentru că cel care a ajuns într-o poziție de a un șef mai mic trebuie să conducă o mașină foarte bună. Că altfel, cum e șef dacă nu ai mașină bună? Iar băncile îți dau un împrumut foarte repede, pentru că economia este în expansiune. Și atunci conduci o mașină foarte bună, ai o poziție socială de mediu, dar ești dator pe viață. Totul în ideea de a salva aparențele și de a arăta că da, tu ești șef. Bun, dar pe de altă parte, asta din păcate așa se întâmplă și la noi, dar pe de altă parte ne spuneai că chiar în discuțiile personale între oameni nu-și spun în față ce gândesc unii despre ceilalți. Nu sunt direcți, nu sunt expliciți în exprimare. Nu sunt, pentru că nu doresc să te jignească. Este adevărat. Nu doresc să te jignească, nu doresc să intre într-un conflict cu tine. Și chiar dacă trebuie să mintă, să spună, să nu spună adevărul, ei preferă să îți spună ceva care să te facă pe tine mai bine. Să te simți tu mai bine, pentru că ești bine văzut de colegi. Bun, chiar dacă asta nu numai că nu rezolvă eventuale probleme, ci poate chiar le cronicizează, le agravează. Le agravează și a ajuns să, ca fiecare tailandez să aibă concepții greșite despre anumite probleme, anumite naționalități, prin simplu fapt că nu vor să întrebe mai mult. Nu vor să te... Nu neapărat într-o postură jenată, să arate ei că nu au cultura necesară. Cum ar veni, care este capitala României? Toată lumea zice Budapesta în Thailanda. Și bineînțeles că nu este Budapesta, da? Și dacă le spui, atunci glumesc ei și schimbă subiectul imediat. Alți elevii care sunt mai tineri și mai deschiși spun, da, unde e Budapesta? Cum e Budapesta? Știam că e ceva cu B. Dar oamenii adulți schimbă subiectul imediat și nu se ofensează, dar data viitoare când te întâlnești cu ei, nu vor mai aborda acest subiect. Bun, pericolul este că într-o asemenea societate ți este foarte greu să înțelegi ce cred alții despre tine, până la urmă să te pui în oglinda celorlalți. Să ai dimensiunea propriei persoane percepută sau în percepția interlocutorilor. De aceea eu consider că este foarte important ca în orice țară străină unde decizi să locuiești, trebuie să înveți limba locală. Pentru că sunt nuanțe lingvistice care îți sugerează ce se întâmplă în discuție. Mai ales că majoritatea tailandezilor nu vorbesc engleza aproape deloc. Și atunci, interacționând cu ei în limba lor natală, se deschide un pic mai mult. Bun, nici tinerii nu vorbesc engleză? Acum, tu ești profesor de limbă engleză acolo. Pentru tailandez este foarte dificil să înveți o limbă europeană, o limbă vestică. Deci dacă se uită la telenovelele din coreene, de la televiziunea de Corea de Sud, și prind foarte repede coreana. Învață chineza, învață japoneza foarte repede, dar limbile europene nu reușesc să le învețe. Ca și cum ție îți bănuiesc că ți-ar fi mai greu să înveți chineza decât spaniola sau franceză. Sau germană, hai zice, să luăm o limbă din altă categorie. Bun, și atunci care este până la urmă dificultatea majoră a profesorului de engleză care se duce în Thailanda? Care este, dacă vrei, sarcina lui aproape imposibilă
să disemineze o limbă extraterestră pentru oamenii de acolo. Sarcina cea mai dificilă este să-i facem pe elevi să învețe că a face o greșeală nu este o pedeapsă. Nu se va pedepsi cu o pedeapsă capitală. Am lucrat în școli tailandeze unde elevii pur și simplu se blochează dacă nu știu răspunsul. Și nu ar încerca să-ți dea un răspuns relativ bunicel, ei doresc să-ți dea doar răspunsul bun. Și de aceea, cel puțin la limba engleză, profesorii tailandezi de limba engleză pun accentul doar pe gramatică, unde este alb pe negru, se știe timpul verbal care trebuie folosit și ai trecut examenul. Când vine vremea ca elevul să spună o propoziție sau să interacționeze cu un alt vorbitor de limba engleză în engleză, se blochează. Deci cea mai mare problema noastră este să-i facem pe elevi să-și deschidă gura. Astăzi, în societatea europeană sau societatea europeană se confruntă cu un fenomen pe care specialiștii îl numesc singur în mulțime. E vorba de înstrăinare, omul sub impulsul noilor tehnologii este tot mai tentat să rămână acasă, să evite colectivitățile, să-și rezume interacțiunea la mediul virtual. E, dacă vrei, o consecință a digitalizării care, până la urmă, ne răcește relațiile cu ceilalți și ne transformă în niște persoane antisociale. Asta spun specialiștii. Bun, asta este imaginea societății europene. Ce se întâmplă în Thailanda? Ce impact are tehnologia asupra thailandezului? Cât le permite starea, situația, bunăstarea acelor oameni să se lase influențați de tehnologie? Anul trecut, Bangkokul a fost orașul cu cei mai mulți utilizatori de Facebook. Din lume. Din lume? Din lume. Păi, acum nu ne raportăm la China, că acolo Facebook-ul nu funcționează. Dar la New York, de pildă, sunt 20 de milioane de locuitori. New York era pe locul 2. Bangkok era pe locul 1. Cu jumătate din populația New Yorkului, totuși a devansat New Yorkul, care este patria Facebook-ului. Poate unul dintre motivele pentru care a devenit pe locul 1 este că toată lumea are telefon mobil, smartphone. Și sunt foarte relativ ieftine și toată lumea își permite și a devenit un fel de mișcare socială ca toată lumea să fie pe Facebook. Bun, și ce schimbări produce asta în viața lor? În viața românilor am văzut ce schimbări produce. Sunt și schimbări bune. De exemplu, o domnișoară a găsit o pisică pe stradă care era tare ramulită și a luat acasă și a pus niște poze pe Facebook și a devenit peste noapte o vedetă și ea a cerut donații pentru a salva alte pisici din Thailand și a făcut donații pentru animalele de stradă. Deci sunt și rezultate pozitive, dar sunt și rezultate negative în care elevii stau și tinerii stau pe Facebook toată ziua. Avem cyberbullying, când se fură identitatea. Se fură identitatea și se iau unii de alții fără să știi care ți-a pus un comentariu negativ. Și au fost și cazuri în care tinerii și-au luat viața pentru faptul că cineva pe Facebook i-a spus că nu este frumos. I-a adus o critică și sigur simt faptul că sunt nepopulari. Ori exact de acel cyberbullying de care vorbești tu ne lovim și noi în societatea noastră europeană. Un utilizator oarecare de Facebook are libertatea să-și creeze un număr nelimitat de conturi. De pe un număr nelimitat de conturi poate posta un număr nelimitat de reacții, de comentarii la, nu știu, activitatea unei alte persoane sau unei entități și poate crea astfel sentimentul unui curent, existenței unui curent de opinie favorabil sau nefavorabil unui om, unui subiect și sigur că poate influența percepția publică asupra respectivei persoane cu care poate fi în termen de prietenie sau poate în termen de adversitate, de dușmănie și poate accentua aceste situații. Uite, lucrul ăsta se întâmplă și în Thailanda. Dar pentru că am intrat pe acest
tărâm, dacă vrei, al infracționalității. Aș vrea să te întreb cât e de sigură viața acolo. Eu bănuiesc că atunci când ai decis să rămâi în Thailanda, prima oară, prima întrebare pe care și-au pus-o părinții tăi a fost: bun, bun, dar ce se întâmplă cu copilul meu în străinătate, singur printre străini? Vai de mine, cât e de sigur să trăiești acolo? Este foarte sigur. Deci eu în 13 ani nu am avut niciun incident, nicio problemă gravă. Bineînțeles, hoți în marile piețe sunt, ca în toate locurile. Dar în mare lumea nu te fraierește. Deci dacă ți-a cerut 20 de lei și ai dat 50 de lei, ți-a dat înapoi restul corect. De exemplu, am fost în Vietnam în decembrie și m-am urcat în autobuzul public, iar biletul de autobuz până în oraș era 40 de dong. Și am dat din greșeală 400, că nu eram obișnuit cu banii, erau toți de aceeași formă și nu prea aveau o valoare foarte mare. Și am dat 400, deci am dat 10 dolari în loc de 1 dolar. Și nici nu a clipit. Mi-a luat bani și zis: bine, tu te așteaptă în autobuz. În Thailanda mi-ar fi dat banii înapoi. Mi-ar fi spus. Sunt taximetriști care returnează poliției genți cu bani. Bun, dar pentru turiști cât e de sigur? Pentru turiști este un pic mai atenți pentru faptul că se duc în zone turistice unde aglomerația este mare și lumea mai încearcă să te și fraierească. Dar dacă înainte să mergi în excursie, îți faci un tema de acasă și citești pe internet, este foarte clar care sunt locurile de evitat sau care sunt șmecheriile de evitat. De exemplu, ce se întâmplă, te oprești un tuk-tuk pe stradă și zice: hai că-ți fac eu turul orașului. Adică un tuk-tuk, un taxi pe motoretă, un, da? Un taxi motoretă cu trei roți și copertină. Și toată lumea vrea să meargă cu ele, că sunt exotice. Și taximetristul ăsta foarte prietenos zice că îți face turul orașului pentru 10 bați. 10 bați înseamnă un leu, da? Ceea ce este foarte ieftin. Și să vezi tu toate obiectivele turistice într-o zi cu un leu este o chestie fantastică. Dar el nu spune că între timp el te va opri la tot felul de magazine unde el primește comisiuni dacă tu cumperi ceva. De exemplu, mergi la croitorie și la o bijuterie, de unde ajungi să cumperi bijuterii care sunt false. Sau mergi la croitor, unde cumperi un costum care ție se pare că este ieftin, dar la magazin ar fi costat și mai puțin. Iar taximetristul primește un mic comision. Și mie mi s-a întâmplat treaba asta. Bun. Mihnea, cum se desfășoară, după ce scenariu, viața unui thailandez, viața de zi cu zi, a unui, eu știu, angajat într-o firmă din Bangkok? Cei mai mulți thailandezi se trezesc diste dimineață și duc și oferă mâncare călugărilor care patrulează, cum ar veni, cartierul. Deci fiecare cartier are câte un templu. Iar de la templu sunt călugări care se plimbă dimineața pe stradă și nu cerșesc mâncare. Au un bol în care ei primesc donații, primesc de mâncare de la thailandezi, iar în schimb ei spun o rugăciune pentru thailandezi. După care începe... Ce înseamnă dis de dimineață? 4, 5, la ora 6. 4, 5 se trezesc să ducă de mâncare la călugări. Da. Așa. Alții se trezesc să pregătească mâncare pe care o vinde celor care doresc să dea mâncare la călugări. Pentru că trebuie să fie un pic mai special împachetate. Deci se dezvoltă o întreagă industrie în jurul acestui obicei. Așa, mai departe. După care începe cursa nebuniei, toată lumea merge la lucru. Dacă pleci cu 15 minute mai târziu de acasă, ai dat de trafic. Deci cu cât mai repede pleci, cu atât mai bine. Nimeni nu vrea să fie în trafic. Dacă este ambuteliaj rutier, poate să fie până la 30 de minute, poate să stai în taximetru fără să te miști. Trenurile suspendate sunt foarte bune, dar pentru că sunt folosite în majoritate dimineața și seara, nu li se rentează să aibă mai multe.
Și atunci și la tren suspendă mai trebuie să aștept. Majoritatea thailandezilor lucrează în birou. Deci muncă de birou, de curierat, în Bangkok mă refer, da? Ce industrie au acolo? Industria textilă. Sunt al doilea exportator pe lume de orez. Au pierdut locul Vietnamului. Industria turistică este foarte mare. Și sunt foarte multe fabrici construite de japonezi în afara Bangkokului, unde se fac chiar mașini autoturisme. Cât durează ziua de lucru? Depinde. Depinde, majoritatea thailandezilor așteaptă ca angajatul să mai facă și un ore suplimentare. Plătite, dar așteaptă să facă și aceste ore suplimentare. În mare, de la 8 la 5. Iar tura de seară, cum ar veni, ar mai fi încă 2 ore. Depinde de slujbă. La școală stăm până la ora 4. Și după masa se merge acasă sau există activități sociale? În mare, thailandez nu gătește acasă. Deci ar fi mult mai scump să gătești acasă decât să cumperi de la restaurant. Pe lângă faptul că nu trebuie să ai ingrediente, nu trebuie să speli vasele după. Deci după slujbă, majoritatea thailandezilor se duc cu prietenii în grup, cu colegii la un restaurant să mănânce, să ia masa. Sau se întorc acasă și după aia iau familionul și se duc la restaurant. Cum se trăiește? Care e venitul acestor oameni? Câți bani au de cheltuit? Și dacă, sigur, noi avem această preocupare spre economisire, dacă și ei au această vocație, să zicem? Venitul mediu este de, cred că, 700 de lei ar veni. Nu, 400 de lei ar fi venitul mediu, dintre care un thailandez a reușit să-și plătească chiria, utilitățile și să mai și pună deoparte, să zicem, 50 de lei. Deci costul vieții nu este foarte ridicat. Nu este foarte mare, dar sunt și thailandezi care câștigă milioane de bați pe lună. În mare, thailandezul cheltuie tot ce câștigă. Nu există cultura... Dar sentimentul proprietății este foarte dezvoltat? Este foarte dezvoltat. Țin să aibă locuința lor, mașina lor. Da, doresc mașină, casă, dacă sunt în provincie, iar dacă locuiesc în Bangkok, doresc un apartament, care sunt foarte ușor de cumpărat dacă ai o slujbă stabilă. Deci îți dă banca credit imediat, indiferent de ce salar ai. Bineînțeles, nu te poți întinde prea mult. Bun, ce înseamnă școala thailandeză? Școala thailandeză este pe diferite nivele. Există școala gratuită la templu. Deci, pur și simplu, dacă nu ai, ești provin de o comunitate foarte săracă, să zicem de undeva din provincii, și nu ai posibilitatea să-ți trimiți copiii la școală, la oraș, cum ar veni la un orășel, atunci ei merg la templu și fac școală cu călugării care locuiesc la templu. După care urmează școala de stat, și asta este tot de stat, dar este un fel de școală comunitară, recunoscută de Ministerul Educației, dar este de un nivel destul de jos. Urmează școala de stat, care este din nou gratuită și obligatorie până la clasa 7-a, unde salariile profesorilor sunt foarte mici, dotările sunt la fel, nu sunt foarte dotate. În schimb, ceea ce mă impresionează pe mine foarte mult, de fiecare dată când ies din Bangkok și trec pe lângă o școală, văd că au un teren imens de fotbal, de gimnastică în fața școlii. Și școala este o școală amărâtă, cum ar veni, da? În Bangkok nu-ți poți permite un teren de fotbal. Deci noi avem în curte un mini teren de fotbal care este foarte valoros pentru o școală din Bangkok. Bun, dar școala e mai serioasă, mai practică, mai pragmatică decât școala noastră? Mai exigentă? Depinde de școală. Școlile de stat nu.
Dar după aia intrăm în școli private, școli bilingve, școli internaționale, unde concurența este foarte mare, taxele școlare sunt imense. Deci, de exemplu, dacă eu aș vrea să-mi fac doctoratul la Universitate Internațională din Bangkok, aș plăti exact la fel cât plătesc părinții de la mine de la școală pentru copilul lor de la grădiniță. Deci pe an s-ar plăti cât aș plăti eu la un doctorat într-o școală internațională. Și școala noastră nici nu este așa de scumpă. Deci este scumpă, dar sunt școli care au taxe și mai mari. Dar și nivelul de educație este excelent. Mihnea, îți sugerez să luăm o scurtă pauză publicitară. Revenim după pauza publicitară și discutăm despre un episod de viață din Thailand. Am să te rog să ne citești din cartea ta pe care ne-ai adus-o astăzi, un episod pe care tu îl consideri extrem de relevant, să spunem, pentru ceea ce înseamnă traiul acolo. Doamnelor și domnilor, revenim la discuția noastră în câteva minute. Iată, ne reveniți, doamnelor și domnilor, pe a doua parte a acestei emisiuni, o parte care ne va permite o incursiune mai profundă în societatea thailandeză. Invitatul nostru din această seară este Mihnea Voicu Shimandan, un profesor arădean care de o bună bucată de vreme, din 2002 mai exact, trăiește la Bangkok, trăiește în Thailanda și este și autorul unei cărți despre ceea ce înseamnă viața atât de departe de casă, într-o civilizație spre care noi privim cu mare, mare interes, pentru că nu cunoaștem foarte multe despre amănuntele, despre profunzimea sa. De aceea am să rog pe Mihnea să ne și citească un capitol din cartea pe care a scris-o, o carte care centralizează câteva dintre reportajele realizate în prima perioadă a șederii sale în Bangkok. Mihnea, despre ce ne vei citi? Vă voi citi despre templele și călugării lui Buddha. Uite, e chiar interesant, dacă facem legătura și la discuția noastră din prima parte a emisiunii, faptul că ziua începe pentru foarte mulți thailandezi, ducând o ofrandă și prezentând o ofrandă călugărilor care, nu-i așa, sunt pe stradă și care trăiesc din bunăvoința, în mare parte din bunăvoința thailandezilor. Aș dar am să te rog să ne citești un capitol, iată, din această carte, un capitol care sper că ne va permite o incursiune în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, în ceea ce înseamnă picanteriile, dacă vrei, vieții thailandeze. Templele și călugării lui Buddha. Imediat ce am terminat orele în Chonburi și am semnat condica de ieșire din școală, am vrut să mă odihnesc puțin și să pornesc în căutarea unor temple. Thailanda se laudă cu peste 31.000 de temple budiste. Astfel, nu este greu să le găsești, ele fiind răspândite pretutindeni. Dacă nu sunt pe strada principală, numită Thanom Sukhumvit, atunci drumul care duce spre templu este arătat de o poartă înaltă cu decorațiuni specifice. Budismul Theravada, care se traduce școala bătrânilor și pretinde că perpetuează adevăratele învățături ale lui Buddha, este religia a 85% din thailandezi. Religia musulmană, a cărei credincioși sunt localizați în majoritate în sudul Thailandei, totalizează 7%, în timp ce creștinismul deține 2%. Iar tot 2% din populație susține că nu aparține niciunei religii. Restul de 4% reprezintă alte afilieri religioase, fiecare cu edificiile și credințele specifice. Multitudinea de temple, numite Wat în thailandeză, te face să-ți consumi tot filmul din aparatul de fotografiat, dar odată cu trecerea timpului, înveți să apreciezi și să
recunoști templele care merită imortalizate într-o poză. Primul templu pe care l-am descoperit, într-o plimbare prin jurul străzii unde locuiam, a fost unul chinezesc. Am recunoscut imediat originea templului datorită numeroșilor dragoni care decolteau streșinile acoperișului și a culorilor vii cu care erau pictați. Am intrat sfios pe poarta templului, privind în stânga și în dreapta, pentru a căuta un pasnic cu o figură dezaprobatoare care să îmi spună, într-o limbă pe care nu o înțelegeam la acel moment, că nu am ce căuta acolo. Dar nu am văzut pe nimeni și nicio voce nu s-a auzit de nicăieri. Cu pași mărunți m-am îndreptat spre treptele templului, unde mi-am lăsat șlapii și am depășit de scult pe fața fierbinte a treptelor. În dreapta mea, o femeie bătrână se uita mirată la mine cu un zâmbet vag pe o față plină de riduri. Am arătat spre templu, iar femeia mi-a dat de înțeles că pot să urc treptele în continuare. A fost magnific. Eram singur în templu, într-o sală care avea pe perete sute de căsuțe, unele cu câte o inscripție și o poză alături de ea. Tavanul era pictat în culori la fel de vii ca și exteriorul templului, imaginele reprezentând păsări, copaci și dragoni. Am urcat la următorul nivel, pe scările din lateral, pentru a vedea adevărata frumusețe a templului. Din nou, într-o sală, ceva mai mică decât cea de la parter, se găseau nenumărate sertare, iar în mijlocul sălii, altarul mai era încă învăluit în fumul bețigașilor aprinse de cineva pentru rugăciune. Am stat câteva minute și am privit cu atenție statuia lui Buddha, iar apoi am ieșit pe balconul care dădea spre curtea templului. La marginea balconului, un dragon se înălța spre cer, privind iarba din curte. Mihnea, mulțumesc frumos pentru acest prilej pe care l-am avut să fim alături de tine într-o incursiune în civilizația tailandeză, să discutăm despre un subiect atât de interesant, atât de pasionant și pentru noi și eu sunt convins că deopotrivă pentru telespectatorii noștri. Îți doresc să reușești să îți realizezi obiectivele în Thailanda. Apropo, ceea ce îți dorești tu pe termen lung, ce este? Urmează să mă antrenez din ce în ce mai mult la tir cu arcul și să continui performanța pentru România. La tir cu arcul? Da. La tir cu arcul și să particip în competiții internaționale sub steagul României. Locuind în Thailanda? În Thailanda, da. Nu e o misiune dificilă asta? Este dificil să te antrenezi în orice sport. Da. Dar e un sport răspândit acesta în Thailanda? Este mai popular decât în România și a devenit din ce în ce mai căutat și în Thailanda. Păi uite, poate te revedem în echipa noastră națională de tir cu arcul. Nu știu care sunt competițiile. Există competiții mondiale? Sunt competiții regionale, mondiale, internaționale, la care eu pot participa ca și sportiv român. Mihnea, mult succes și sigur că dacă prezinți și tu în fiecare dimineață câte o ofrandă a celor călugări tailandezi, șansele tale vor crește exponențial. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sigur că nu putem să-i dorim lui Mihnea Shimondan decât mult, mult succes în experiența sa tailandeză. Așa cum ne-a spus chiar la începutul emisiunii, nici nu își poate imagina viața altfel, altundeva decât într-o metropolă și dacă tot discutăm de metropolă, sigur că ne referim în mod exact la Bangkok, un oraș care, iată, l-a adoptat pe un arădean și care ne permite și nouă, prin intermediul său, să avem o vedere mai largă asupra unei civilizații vechi și interesante cu ochi de european. Vă mulțumesc pentru atenție încă o dată. Ne revedem mâine seara la România la zi. Până atunci, rămâneți cu bine!